Pensionarii din Giurgiu s-au reunit pentru a petrece Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice. Și pentru că ziua de 1 octombrie a căzut în cursul săptămânii, pensionarii au organizat evenimentul sâmbătă. O petrecere frumoasă cu muzică și dans la care s-au simțit bine și personalitățile municipiului Giurgiu, care au dorit să fie alături de ei. Un călduros la mulți ani cu ocazia acestei zile pe care întreaga Europa o sărbătorește. În același timp, dați-mi voie să vă transmit aceleași gânduri de bine, aceleași urări de sănătate din partea domnului deputat Florian Nicolae. Petrecerea a ținut câteva ore bune în care pensionarii au dansat și au uitat pentru un moment de grijile și problemele zilnice. Evenimentul s-a derulat exact cum și-au dorit, însă mulți dintre pensionari sunt de părere că astfel de petreceri, dar și altfel de acțiuni, ar trebui să se desfășoare mai des. E foarte binevenită, chiar foarte bine. Suntem pensionari, nu aveam posibilitate să mergem, suntem bolnavi, chiar foarte bine. Credeți că ar trebui să se întâmple mai des astfel de petreceri? Și o excursie ar fi foarte bună pentru noi. E bine. O întrunire dintre asta e binevenită, pentru, în special pentru noi pensionari, ne mai întâlnim și noi, mai discutăm și noi. Pentru noi pensionarii este o zi festivă și frumoasă. Mi se pare extraordinar de frumos organizat, este o onoare pentru noi să ne invite, să ne întâlnim în fiecare an de ziua pensionarului. Întotdeauna a fost așa frumos organizat, acum aranjamentele pe masă sunt frumoase, am înțeles că și meniul e destul de bun, o să vedem.